O făclie de paște, Neonuca Caragiale. Lei Bazibal, hangiu de la Podeni, stă pe gânduri la o masă sub umbrarul de dinaintea Dugenii, așteptând diligența, care trebuia să fi sosit de mult. E o întârziere de aproape un ceas. Este lungă și nu prea veselă istoria vieții lui Zibal, dar așa cum e prins de friguri, tot e o petrecere pentru el să ia pe rând una câte una fazele ei mai însemnate. Precupeți, vânzător de mărânțișuri, samsar, câteodată și mai rău, poate, telal de straie vechi, apoi croitor și ștergător de pete într-o ulicioară tristă din ieși, toate le încercase după accidentul care îl făcuse să-și piarză locul de băiat într-o mare dugheană de vinațuri. Doi hamal coborâsele în un boloboc sub privegherea băiatului Zibal, o neînțelegere se ivi între dâns și la împărțarea câștigului. Unul din ei lua un crâmpei de lemn ce-l găsi la îndemână și lovi în frunte pe tovarășul său, care căzu amețit și plin de sânge la pământ. Băiatul, văzând sărbăticia, dete un țipă de alarmă, dar mizerabilul se repezi să iasă din ogradă și, trecând pe lângă băiat, ridică mâna asupra ei. Zibal pică de spaimă. După o zăcere de câteva luni, când se întoarce la stăpân, locul lui era ocupat. Atunci începul lupta grea pentru viață, care se îngreună și mai tare prin căsătoria lui cu Sura. Răbdarea însă ostenește soartarea. Fratele Surei, Hanjula Podeni, muri și Hanul rămase lui Zibal, care urmă negoțul pe seama lui. Aci se află el acum de cinci ani. Are strâns o avere bunicică în bani și vinațuri buni, îngrijite, o marfă care întotdeauna face parale. De sărăcie a scăpat treiba, dar sunt toți bolnavi, și el, și femeia, și copilul, frigurile de balt. Și oamenii sunt rei și pricinași în podeni, ocări, bagiocuri, suduituri, acuzări de otrăvire prin vitriol, dar amenințările. Amenințarea este mai grea pentru un suflet ce se clatină ușor decât chiar lovitura ceea ce muncește cu leiba mai mult decât tremuratura frigurilor, este o amenințare. A, goi, ticălos, gândește el oftând. Ticălosul este badea Gheorghe, pe unde o fi, un om cu care ziba l-a avut o daravere foarte neplăcut. Gheorghe venise într-o dimineață de toamnă la Han, obosit de drum. Ieșea din spital, zicea, și căuta de lucru. Angeul l-a luat în slujbă. Dar Gheorghe s-a arătat a fi un om prea brutal și prea ursuz, sudea mereu și mormăia singur prin ogradă, era o slugă rea, lene și obraznic, și fura. Într-o zi, a amenințat pe balabusta îngreunată, care luăcărise cu drept cuvânt să o lovească Al Aldată a azmuțit un câine asupra lui strul cel mic. Lei i-a făcut numai de că socoteala și l-a trimis. Dar Gheorghe nu voia să se ducă. El pretindea cu violență că s-a fost tocmit pe un an. Atunci Agiu a spus că merge în deal la primărie să ceară vătășei ca să-l alunge. Gheorghe a vărât repede mâna în sân strigând iudă și a voit să se năpustească asupra stăpânului. Din norocire sosea atunci o haraba încărcată cu mușterii. Gheorghe a început să rânjească zicând, Ce? Te-ai speriat cu anelei, bă? Ia că mă duc!" și apropiindu-se crunt peste tarabă de leiba, care se dăte cât putu înapoi, îi șopti, să mă aștepți în noaptea paștelui, să ciognim ouă roși, jupâne. Să știi că ți-am făcut și eu socoteala. Atunci intră rămușterii în dugheană. Să ne vedem sănătoși la înviere, coane Leiba, adăugă Gheorghe, depărtându-se. Leiba a mers la primărie, apoi la subprefectură, să denunțe pe amenințător, cerând să fie păzit. Sub prefectul, un tânăr foarte vesel, a primit întâi peșcheșul modest adus de Leiba, pe urmă a început să râză de jidanul fricos și să-l bagiocorească. Leiba a stăruit călduros să-l facă a înțelege gravitatea lucrului, cum era Hanu izolat de parte de sat și chiar de șosea, dar sub prefectul, cu un aer mai serios, l-a păvățuit să fie cu minte, nici să nu mai pomenească de așa ceva ca să nu deștepte în adevăr, într-un sat unde oamenii sunt răi și săraci, pofte de călcare. Mai târziu, peste câteva zile, îl căutare pe Badea Gheorghe un pomoșnic și doi călărași. Era bănuit pentru o pricină. Ce bine era să-l mai fi răbdat leiba măcar până la sostirea acestor oameni, dar Gheorghe era cu cine știe unde. Deși asta se petrecuse de mult, Totuși, în mintea omului prins de friguri, se repeta bine impresia figurii lui Gheorghe, a mișcării lui vrând să scoată ceva din sân și a cuvintelor lui amenințătoare. Cum se deștepta așa de limpede acea amintire? Era sâmbăta Paștelui. Sus pe deal, în satul depărtat ca la doi kilometri printre bălți, se auzeau clopotele bisericii. Și se aude așa de ciudat când ai friguri, Aci foarte tare, a aproape aproape de deloc. Noaptea care venea era noaptea Paștelui, scadența făgăduierii lui Gheorghe. Dar poate că l-au prins până acum. Oricum, Zibal mai stă la podeni doar până la câștiu viitor. Cu capitalul lui se poate deschide un negoț frumos la ieși. În târg, Leiba o să fie sănătos, o să șează aproape de comisie, o să cinstească pe comisar, pe ipistat, pe sergent, Cine plătește bine este bine păzit. Într-un târg așa mare, noaptea e zgomot și lumină, nu întuneric și tăcere ca în valea singuratică a podenilor. E un han în ieși, acolo în colț, ce loc bun pentru o dugheană. Un han unde toată noaptea cânte fetele la cafe șanta. Ce viață zgomotoasă și veselă! Acolo găsești la orice ceas, zi și noapte, pe domnul comisar cu fetele și cu alți poreți, ce mai trebuie multă bătaie de cap aici, unde, mai ales de când cu drumul de fier, care ocolește foarte pe departe mlaștenele, geșeftul scade mereu. Leibă, strigă sura dinăuntru, sosește dirigența sau auzi lei. Valea Podenilor este o văgăună închisă din patru părți de dealuri păduroase. În partea dinspre miază zi mai cufundat se adună în șipotele ce izvoresc de sub dealuri niște băltai adânci, deasupra cărora se ridică ca niște perii stufișuri dese de rogos. Între partea băltoasă și partea mai ridicată din spremieză noapte, în mijlocul văii, stă hanul Leiba. E o clădire veche de piatră, sănătoasă ca o mică cetățuie. Deși terenul e mlăștinos, hanul are zidurile și beciurile bine uscate. La glasul surei, Leiba se ridică greoi de pe scaun, întinzându-și membrele obosite, el cătă lung în zare către răsărit, nici pomeneală de dirigență. Nu vine, ci s-o părut, răspunse el balabustei și se lăsă iarăși jos. Foarte trudit, omul își încolăcește brațele pe masă și își așează pe dânse de capul, care iar de tare. La căldura soarelui de primăvară, care începuse să încingă fața mlaștinilor, o moliciune plăcută cuprinse nervii omului și gândul Începu să depene pe fusul conștiinței bolnave, mai rar și tot mai rar, și înmuind treptat formele și colorile închipuirilor. Gheorghe, noaptea Paștelui, tâlhar, ieșii, o crișmă în miezul târgului, o dugheană veselă care merge bine, sănătatea și a țipii sura lipsește cu copilul de mult de acasă. Lăiba iese în ușa dugenii să se uite în calea ei. Pe ulița mare e o circulație vie, o neîntreruptă fâșiitură de roate pe răzoare, acompaniate de ciocăniturile ritmate ale trapătului de potcoave pe luciu asfaltului. Deodată însă circulația se oprește și dinspre copou se văd venind o grămadă de oameni gesticulând și strigând foarte mișcați. Mulțimea pare că escortează pe cineva, Militar, o strajă și fel de fel de public. La toate ferestrele caselor, la toate ușile dughenelor, se înghesuiesc privitorii curioși. Aha, gândește Leiba, a pus mâna pe-un corteju Cortejul se apropie. Sura se dezdipește din mulțime și urcă lângă Leiba pe treptele crâșmii. Ce e sură? întreabă el. E un nebun scăpat de la Golia. Să închidem dughena, să nu deie peste noi. E regat acum bine, dar adinea ori scăpase. S-a bătut cu toți soldații. Pe un jidan pe care un goi răutăcios din mulțime l-a îmbrângit peste nebun, nebunul a mușcat de obraz. Leiba de pe trepte vede bine. Cu o treaptă mai jos, sura privește cu copilul în braț. Este în adevăr un nebun furios pe care îl țin câte doi oameni de fiecare parte. Pumnii sunt strâns de gați unul peste altul cu o curea tare. E un om cu o cherestea uriașă, un cap ca de taur, părul negru, des, barba și de aspre și împăslite. prin cămașa e sfârșiată de luptă, se vede pieptul lat, acoperit ca și capul de un stuf de păr. E cu picioarele goale, gura e plină de sânge și stupește mereu firele pe care le-a smuls cu dințe din barba jidanului. Toată lumea s-a oprit. De ce? Jandarmii dezleagă mâinile nebunului. Mulțimea se dă la o parte, făcând un loc larg în jurul lui. Nebunul dă un ocol cu ochii și își oprește privirile care ard spre ușa lui Zibal. Scrâșnește din dinți, se repede țintă pe cele trei trepte, și, într-o clipă, apucând cu palma dreaptă capul copilului, în cea stângă pe al surii, le izbește pe unul de altul cu atâta putere că le confunde ca pe niște ouă moi. Un zgomot, sau zi, o troznitură care cu nimic nu se poate compara la întâlnirea celor două tidve smăcinate una pe alta. Leiba, cu inima nodată ca un om ce cade dintr-o nemăsurată înălțime, dete să țipe. O lume întreagă mă lasă cu sub pradă unui nebun. Dar glasul mut nu se supuse voinții. Scoală și dane!" strigă cineva troznind tare conuia pe masă. Proastă glumă!" zice sura din pragul crâșmii. Să spari așa omul din somn, țărănoi mojic!" Leiba sări drept în picioare. Te-ai spăriet și dane? Întrebă râzând glumeț. Dorm la nămiez, ai? Scoală că-ți vin mușterii, sosește haraba o poști. Și după prostul său obicei, care irita rău pe Jidan, voie să-l apuce pe zibal în brațe să-l gâdile. lasă mă în pace!" strigă Hangiu, smucindu-se și îmbrâncindu-l cu toată puterea. Nu vezi că sunt bolnav? Lasă-mă în pace!" Dirigența sosește în sfârșit cu aproape trei ceasuri de întârziere. Sunt doi călători care se așează împreună cu conductorul, poftit de ei, la aceeași masă. Din convorbirea călătorilor se rămurea bine împrejurarea. La tactul de mai sus al poștii se întâmplase peste noapte o călcare cu omor în hanul unui jidov. Hanjiu omorât ținea și schimbul cailor. Tâlharii îi furaseră și până să se găsească alții în sat, călătorii curioși, putu să în voie teatrul crimei. Cinci victime, dar amănuntele... Dacă nu s-ar fi găsit casa prădată, s-ar fi crezut că a fost o cruntă răzbunare sau fapta nebuniei religioase. În anecdotele despre sectarii iluminați se povestesc câteodată executări de așa absurdă sălbăticie. Leiba tremura scutura de un puternic acces de friguri și asculta a iurit. Apoi urmă ceva care trebuia neapărat să umple de respect pe conductor. Tinerii pasageri erau doi studenți, unul în filozofie, altul în medicină. Mergeau să petreacă sărbătorile în orășelul lor natal. Între ei se încinse o înaltă dezbatere academică despre crimă și cauzele ei și, dacă trebuie să fim drepți, medicinistul era mai bine preparat decât filozof. Atavismul, alcoolismul cu urmările patologice, Vițiul de concepție, deformarea, paludismul, apoi nevroza, atâtea și atâtea cuceriri ale științei moderne, dar cazul de reversie, Darwin, Heckel, Lombroso. La cazul de reversie, conductorul face niște ochi mari în care strălucește o profundă admirație pentru cuceririle științei moderne. Este evident, adaugă medicinistul, de aceea criminalul propriu-zis luat ca tip are brațele peste măsură lungi și picioarele prea scurte, frunte angustă și turtite, occiputul tare dezvoltat. Chipul lui e de o caracteristică asprime și bestialitate, bătătoare la ochii de prinși. E un rudiment de omie, cum am zice, fiara, care de-abia de curând a reușit să stea numai pe labele dinapoi și să-și ridice capul în sus, spre cer, către lumină. La vârsta de 20 de ani, după atâta emoție, după o bună ospătare cu un vin așa de bine născut și așa de bine crescut ca vinul lui Zibal, o frază de o nuanță lirică, fie chiar din partea unui medicinist, așa de bine. Entuziastul tânăr, între Darwin și Lombroso, găsise vreme să miroasă și puțin Schopenhauer, spre cer, către lumină. Zibal era departe de a fi priceput luminoasa teorie. Pentru întâia oară, poate, în aerul umed al podenilor, se rostogoleau așa de înalte vorbe, așa de nobile subtilități de gândire. Ceea ce pricepuse însă leiba mai bine decât oricine, mai bine chiar decât conferențiarul, era ilustrația izbitoare a teoriei. Cazul de reversie el îl cunoștea în carne și oase. Era portretul lui Gheorghe. Acest portret, din care până mai ori păstra numai trăsăturile fundamentale, i se redeștepta acum în spirit cu o perfectă palpabilitate până în cele mai neînsemnate amănunte. Dirigența era departe. Leiba o urmărise cu privirile până ce cotin la stânga ea se pierduse pe după deal. Soarele scăpătease și el după coasta de la apus și seara începea să împăinjenească dulce formele din valea podenilor. Angiu, posomorât, se puse să rumege în minte tot ce auzise în tăcerea nopții, pierduți în întuneric, un bărbat, două femei și doi copii frageți, smulși fără veste din brațele binefăcătorului somn de mâna fiarei cu chipul omenesc și jertfiți unul câte unul. Țipetele nebune ale copilului retezate de junghiu care despică pântecele, gâtul spar de secure, prin deschizătura căruia iese, după fiecare gâlgâitură de sânge, o horcâială surdă și cea din urmă jerfă care, năucit într-un colț, asistă la toate astea așteptându-și rândul, procesul mai grozav decât execuția, jidanul fără apărare în mâna goilor, țestele prea slabe pentru mâinile năprasnice ale nebunului de adineauri. Buzele lui Leiba, fripte de friguri, urmau machinal gândul tremurând repede. O scuturătură puternică îl apucă între spete. El intră cu pasul împleticit în gangul hanului. Fără îndoială, gândește sura, Leiba nu e bine deloc, e tare bolnav. Leiba are idei la cap, că ce înțeles poate avea tot ce face el de câteva zile și mai ales și a făcut astăzi. Crâșma a închis-o înainte de aprinsul mânărilor, tocmai când se isprevea șabăsul. De trei ori au bătut mușterii în ușa dugenii, strigând cu glasuri cunoscute să le deschiză. La fie ce bătaie, el a tărsărit și a oprit-o șoptindu-i încet și cu ochii sperioși. Nu te mișca! Nu voi să intre goi aici! El a trecut apoi sub gang și s-a pus să ascute pe treaptă de piatra pragului secura de tăiat lemne. Tremură de nu se poate ține pe picioare și nu vrea să se odihnească. Ce e mai îngrijorător decât toate, el, Leiba, la întrebările ei stăruitoare, a răspuns aspru și a trimis-o să se culce, poruncindu-i să stingă numai decât lumina. Deocamdată ea s-a împotrivit, dar așa de scurt a repetat omul porunca, încât dânsa, cu toată obida, a trebuit să se supună, resemnându-se să amâne pentru mai târziu lămurirea acestor împrejurări. Sura a stins lampa, s-a culcat și acum doarme alături de strulă. Femeia avea dreptate. Lei mai în adevăr bolnav. E noapte de plină. Zi șade de mult pe pragul ce dă gang și ascultă. Ce? Zgomote nehotărâte vin din de depărtare. Parcă sunt tropote de cai, bubuituri de mai înfundate, convorbiri misterioase și agitate o încordare înaltă a atenției ascute simțirea auzului în singurătatea nopții. Când ochiul e dezarmat și neputincios, auzul pare că luptă să și vază. Dar nu e o părere. Pe drumul care abate din șosea încoace, se aud venind pași de cai. Zibal se scoală și vrea să se apropie de poarta mare a gangului. Poarta este bine închisă cu o bârnă grea de curmezișul, ale cărei căpetâie stau în câte o bord în ziduri. La întâiul pas, nisipul strivi sub papucului, face o scârțitură prea indiscretă. Zibal scoate picioarele din papuci și rămâne în colțuri. Așa, fără vreun zgomot apreciabil de o ureche neprevenită, el merge la poarta gangului, tocmai când călăreții trec prin dreptul ei în pasul cailor deși vorbesc în ce de tot, însă nu atât încât Leiba să n-apuce foarte bine aceste câteva vorbe. S-a culcat de vreme. Dar dacă o fi plecat? Eu veni rândul alt dată, Dar eu aș fi vrut. Nu se mai poate înțelege nimica. Oamenii aceia prea s-au depărtat. De cine era vorba? Cine să se fi culcat sau să fi plecat? cu o să-i vie rândul Cine e acela care ar fi vrut altceva? Și ce altceva vrea acela? Și ce căutau pe drumul de lături? Un drum pe care nu intră cineva decât anume ca să se abată la Han. O steneală zdrobitoare se lăsă pe cerbicea lui Zibal. Să fie Gheorghe? Reiba simțit că îi se sting puterile și se așeză la loc pe prag. Între frânturile de gânduri ce se rostogoleau în capul său, el nu putu prinde un gând întreg, o hotărâre. A iurit, intrând în dugheană, trase un chibrite și a prins o lampă mică cu petrol. E o idee de lumină, fitilul e așa de jos lăsat, încât flacăra sta ascunsă în interiorul capsulei de alamă. Numai prin gratia mașinii apar de jur împrejur niște bendițe verticale foarte subțiri de o lumină aproape cu totul moartă. Dar este destul pentru ca să vază bine în ungherile cunoscute a redughienii. A, ah, e cu mult mai mică deosebirea între soare și cea mai de nimic scânteie decât între aceasta și întunericul orb. Ceasornicul țăcănea în perete. Zgomotul acesta monoton supăra pe zibal. Omul nostru puse mâna pe limba ce se legăna și stinse mișcarea. Gura lui era uscată, era sete. Spălă un păhăruț în cada cu trei picioare de lângă tarabă și voi să-și toarne rachiu bun dintr-un șip. Dar gâtul șipului început să clănțenească tare pe buzele paharului. Aceste sunete erau și mai supărătoare. A doua încercare, cu toată voința lui de a-și birui slăbiciunea, nu a avut mai mult succes. Atunci renunță la pahar, lăsându-l să cază domol în apă și înghițit de câteva ori din șip. Puse după aceasta la loc șipul, care atingând scândura, produse o ciognitură de speriat. Un moment se opri necat de această impresie. Apoi luă lampa și o puse pe firida ferestrii care da în gang. Pe poartă, pe paveoava și pe zidul din potriva al gangului, se zugrăviră niște bande late de o lumină cu prea puțin mai dasă decât o închipuire. Zibal se așeză iar pe prag, întinzându-și urechea la pândă. Clopote deal, toacă pentru un viere, care va să zică a trecut de miezul nopții, ne apropiem de ziua. A, ah, dacă ar trece și restul acestei lungi nopți, ca jumătatea întâia, o troznitură de nisip strivit sub talpă, dar el e în colțun și nici n-a mișcat măcar piciorul. A doua trosnitură. Mai multe. E desigur cineva aici, afară, foarte aproape. Leiba se scoală apăsându-și pieptul cu mâna și căutând să întoarcă înapoi un nod rebel ce îi se ridică în gât. Sunt mai mulți oameni afară. Și Gheorghe. Da, el e. Da. A bătut în deal ceasul învierii. Vorbesc încet. Dacă îți spun eu că doarme, am văzut când a stins lumina. Mai bine. Prindem cuibul întreg. Poarte o deschiz eu, îi știu meșteșugul. Se-i croi în ferestruica, bârna trece pe aici. Și se pipăiturile cu care omul de afară măsura distanța pe lemn. Un sfredel mare se aude rozând țesăturile uscate ale blănii bătrâni de stejar. Ziba are nevoie să se rezeme. El se sprijinește cu palma stângă pe poartă și cu dreapta și acopere ochii. Atunci, printr-un capriciu neexplicabil al intimelor jocuri, se produse în urechea omului dinăuntru, foarte tare și lămurit, Leiba sosește diligența. Era neîndoios glasul surei. O caldă rază de speranță, un moment de fericire, este iar un vis. Dar Leiba își trage repede mâna stângă vârful instrumentului, pătrunzând de partea asta, l-a înțepat în palmă. A mai gândit la scăpare? Absurd! În creierul care ardea, imaginea sfrederului lua niște dimensii nemai închipuite. Unealta, învârtindu-se mereu, creștea la infinit și borta devenea tot mai mare și mai mare, așa de mare în sfârșit, încât în cadrul ei rotund, monstru putea să apară în picioare fără să se aplece. Ceea ce se petrecea în acel creier ieșea din sfera gândirii umane. Viața se ridicase la o treaptă de exaltare din care toate se vedeau, se auzeau, se pipeiau enorme, de proporții haotice. Lucrarea din afară urmează cu metodă și stăruință. Leiba a văzut acum de patru ori pe rând dintele răsucit de oțel pătrunzând în partea lui și trăgându-se înapoi afară. Amu, adu răstrău, zise Gheorghe, o limbă îngustă de herăstrău trece prin borta întâia și începe să ronțe în mișcări dese și regulate. Planul era ușor de înțeles. Patru borte în patru unghiuri ale unui pătrat. Între ele herăstrău trage liniile. În centru pătratului s-a înfipt sfredul mai dinainte. Când bucata va fi cu totul dezlipită de trupul întreg al lemnului, se trage în afară. Prin golul rămas, o mână puternică se introduce, apucă bârna, o dă într-o parte și goi sunt la lei bancas. Și același sfredel, peste câteva minute, are să fie instrumentul casnei lui Zibal și a tuturor ai lui. Doi gâzori să țină victima răstignită jos și Gheorghe, cu călcâu pe pântecele ei, o să vâre încet, ca în blana de lemn moarte, sfredelul în osul viu al pieptului, adânc, tot mai adânc, până să atingă inima pe care să o oprească din zvâgniturile nebune și să o țintuiască pe loc. O sudoare de moarte scăldă tot trupul lui Zibal. Omul se muie din încheieturi și încet se lăsă să cază în genunchi, ca o vită ce își pleacă sub lovitura din urmă gurmazul, pătrunsă că de acum ea însă și trebuie să se părăsească pe ea însăși. Da, s o țintuiască în loc, gândi el pierdut. Da, să o țintuiască în loc și rămase tâmp cu ochii holbați pe lumina de la fereastră. Câteva momente el sete astfel încremenit pe altă lume, dar deodată, da, repete el surâzând cu o clipire fieroasă, da, s-o pe loc. Se petrecu atunci în această ființă un fenomen ciudat, o complete răsturnare. Tremurătura lui se opri, abaterea dispărut și figura ei, descompuse de o atât de îndelungată criză, luă o bizară seninătate. El se ridică drept, cu siguranță, un om sănătos și puternic, care merge la o țintă lesne de ajuns. O linie între cele două puncte superioare ale pătratului era pe sfârșit. Leiba se apropie curios să vază jocul uneltei. Surâsul său se caracteriza acum și mai tare. Mișcă din cap ca și cum ar fi zis, mai am încă vreme. Herăstrăul roase cere din urmă fibre de lângă borta către care tinsese și începu lucru către bordere inferioare. Mai sunt trei, gândi Leiba, și cu precauția celui mai încercat vânător între binișor în dugheană. Căută sub tarabă, luă ceva, ieși înapoi cu același tact, ascunzând obiectul cel ținea în mână, ca și cum se temea de indiscreția zidurilor, și se duse în vârful deștelor la poartă. Dar ceva grozav! Lucrarea de afară s-a oprit cu desăvârșire, nu se mai simte nimic. ce e asta? Să fi plecat? S-a dus? Fulgeră prin mintea omului dinăuntru. Și la în această închipuire, el își mușcă buza de jos, cuprins de o nepomenită dezolare. A, fusese o urâtă amăgire, Lucrarea începe din nou și el se pune a o urmări cu bătăie de inimă ale celui mai cald interes. Cotărât, omul nostru era muncit de o neînțeleasă dorință de a vedea lucrul cât mai degrabă sfârșit. Mai iute, gândi leiba cu nerăbdare, mai iute. Acum se auzeau iar clopotele deal. Mai iute, brene, apucă ziua, zise un glas de afară îmboldit parcă de voința omului dinăuntru. Lucătorul porni cu mai multă activitate. Încă puține mișcări și toate punctele pătratului sunt unite. În sfârșit. Sfrederul trage încetinelă în afară bucata în patru colțuri. O mână mare și vânjoasă intră. Până să n-atingă însă bârna pe care o caută, se aud două recnete pe când Zibal, înfășură cu putere căpătuiul liber al lațului, de butucul fix de la ușa grliciului. Lațul era ingenios combinat o frânghie lungă legată cu un căpătâi de un butuc. La o lungime potrivită, pe locul unde era să dispară pătratul scobit, un ochi pe care Leiba îl ținea deschis cu mâna stângă, în timp ce cu mâna dreaptă ținea strâns celălalt căpătâi. La momentul cerut, zibaldete drumul ochiului și, apucând repede cu amândouă mâinile căpătâiului liber, cu o smucitură supremă, trase înăuntru brațul întreg. Într-o clipă, operația fusese gata două recne o însoțire, unul de pierzare, altul de triumf. Mâna era țintuită pe loc. Se auzi apoi pași depărtându-se grabnic. Tovarășul lui Gheorghe părăseau lui Zibal prada prinsă cu atâta istețime. Jidanul se repezi în dugheană, lua luă lampa și cu o învârtitură sigură ridică fitilul sus de tot. Lumina captivă între gratii ieși deasupra veselă și victorioasă, redând viață hotărâtă formelor nebuloase din preajmăi. Zibal al trecut cu lampa în gang. Tâlharul gemea greu. După încordarea brațului se vedea că renunțase la o inutilă zbuciumare. Mâna era umflată și degetele încovoiate. Părea că vrea să puce. Gitanul apropie de ea lampa. Un fior. Frigurile se întorceau iar. A lumina prea aproape, încât, tremurând, atinse mâna târharului cu sticla fierbinte. O crispație violentă a degetelor se produse urmată de un vaiet surd. La vederea acestui fenomen, ziba al tresării. Prin ochii lui scăparase o inspirație excentrică. Începu să râză cu un hohot care zgudui bolta gangului și intră repede în dugheană. Mija de ziua. Sura se deștepte deodată, parcă auzise prin somn niște răgete îngrozitoare. Leiba nu era în odaie. Toate cele din ajun ei revenire în minte. Se petrecea ceva rău sări jos din pat și făcu lumină. Patul lui Leiba era nedesfăcut. El nu se culcase deloc. Unde era? Femeia și aruncă ochii pe fereastră. Pe darul din față se plimbă un stol de lumini mici și vioaie, care se mișcau, săltau, acea ascunzându-se, acei vindu-se iarăși. Ieșeau de la înviere. Sora deschise o leagă fereastră. Atunci auzi gemete înfundate la poartă. Înfiorată, coborâ repede pe scăricică. Gangul era luminat. Ieșind pe prag, femeia fu izbită de o grozavă priveliște. Pe un scaun de lemn, cu coatele pe genunchi și cu barba rezemată în mâini, sta zibal. Ca un savant care, în amestecul cu unor elemente, ar căuta să prinză un secret subtil al naturii, ce de mult îi scapă și îl necăjește, zibal ține ochii ațintiți asupra unui lucru spânzurat, negru și inform, sub care, pe un alt scaun, la o potrivită înălțime, arde o făclie mare. Zibal privește fără să clipească procesul de descompunere a mâinii, ce desigur nu l-ar fi cruțat pe dânsul. El n-a auzise urletele de afară ale nenorocitului. Era acum prea interesant ce vedea, ca să mai auză. Zibal urmărise cu nesațiu toate contorsiunile, toate crispațiile strani ale degetelor, apoi amorțeala, cuprinzându-le încet pe unul câte unul, erau parcă labele unui gândac care se zgârcesc și se întind, se agită în mișcări extravagante, tare, mai încet, încet de tot și apoi înțelenesc sub jocul unui copil crud. Era sfârșit. Mâna cocea și se umfla în cetinel fără mișcare sura de te un țipăt. Leiba! Ziba li făcu semn să nu-l deranjeze. Un miros gras de carne arsă se răspândea în gang. O fâșuitură se auzi și mici pleznituri. Leiba, ce e? repetă femeia. Se făcea ziua bine. Sura se apucă și trase bârna. Poarta se deschise de perete târând trupului Gheorghe spânzurat de brațul drept. Mulțimea setinilor toți cu făcliuțele de paște aprinse, năvări înăuntru. Ce e? Ce e? Îndată înțeleseră ce fusese. Zibal, care stătuse până atunci nemișcat, se ridică grav în picioare. El își făcu loc să treacă, dând cu liniște lumea la o parte. Cum a fost pricina jidane?" întrebă unul. Lei Bazibal?" zise Hangiu cu tonul înalt și cu un gest larg. Merge la ea să spună rabinului că Lei Bazibal nu-i jidan. Lei Bazibal este goi, pentru că Lei Bazibal a aprins o lui Hristos. Și omul, plecând cetinel spre răsărit la deal, ca un călător cu minte, care știe că la un drum lung nu se pornește cu pasul pripit.